Nicolae Nosov. Habar n-am, în orașul soarelui. Capitolul 29. Întâlnirea cu vechii prieteni. Habar n-am nu putu să închidă ochii până târziu în noaptea aceea. Conștiința iarăși nu-i dădu pace. N-am nicio vină că a ieșit așa, încercă el să se justifice, răsucindu-se în pat de pe o parte pe alta. Habar n-am avut că poate să iasă așa rău. Nu ai avut habar, trebuia să ai habar. Eu cum am habar? Repetă de câteva ori conștiința. Tu ești tu, iar eu sunt eu, parcă n-ai ști că sunt habar n-am. Nu-mi umbla mie cu tertipuri din astea, îl lua în râs conștiința. Le știi pe toate și încă cum? Numai că faci pe prostul, te prefaci că habar n-ai. Ba nu mă prefac, de ce m-aș preface? Lasă că știi tu. Prostul nu-și pune întrebări. Faci pe prostul ca să iasă cum vrei tu. Pe mine, frățioare, nu mă păcălești așa ușor. Nu ești prost, cum vrei tu să arăți. Știu prea bine. Ba, sunt prost. O țin una și bună, habar n-am. Nu-i adevărat. Nici tu nu crezi ce spui. Ești mai deștept decât pari. Știu ce-ți poate pielea. Nu încerca să mă tragi pe sfoară, că n-o să te cred orice ai spune. Bine, fie. Spuse grăbit habar n-am, lasă-mă să dorm, mâine îndrept lucrurile. Îndreaptă-le, puișorule, îndreaptă-le, spuse conștiința cu glas ceva mai moale. Vezi și tu ce rău a ieșit totul, atâția prichindei suferă pe nedrept din cauza ta. În oraș e rău acum și ce bine a fost până să vii tu cu bagheta ta magică. Gata, ajunge. Am spus că îndrept lucrurile înseamnă că le îndrept, o să fie iar bine. Conștiința tăcu, fiind convinsă că l-a scuturat cum trebuie pe habar n-am, făcându-l să cedeze. Dimineața următoare, țintișoara se sculă mai devreme decât toți și îi trezi pe habar n-am și pe strițu. Sculați-vă mai repede, e timpul să mergem la grădina zoologică. Habar n-am se îmbrăcă în doi timp și trei mișcări și se duse să se spele. În schimb, pe strițu pierdu o groază de vreme cu îmbrăcatul, sperând că scapă de spălat. Țintișoara băgă de seamă și îl obligă să se ducă la spălat. Fură în sfârșit, gata cu toții de plecare și se pregătiră să iasă din cameră, când auziră un ciocănit în ușă. Ce să vezi, era Cubuleț. Avea pe cap un fel de caschetă caragioasă, din plastic albastru cu două cornițe care se ițeau în sus, între care era întinsă o sârmă în spirală. Avea căști la urechi, iar pe piept îi atârna o cutiuță plată de metal cu o pâlnie ieșită în afară. Pe spate mai avea o cutiuță la fel. Habar n-am, țintișoara și pestrițu se bucurară că îl văd și îl întrebară de ce n-a mai trecut pe la ei. Cubuleț le povesti că mergând odată pe stradă, cineva l-a udat cu apă rece și că din cauza asta a răcit și a zăcut bolnav la pat, dar acum s-a făcut bine și poate să iasă din casă. Ce-i cu cascheta asta cu cornițe și cutiuțele, la ce folosesc? E o nouă invenție, e așa numită instalație radar perfecționată pentru pietoni, prescurtat IRPP. Acum, oricine poate avea IRPP-ul lui, care să-l apere de prichindeii vânturatici. Cum funcționează? Se interesă habar n-am. Foarte simplu, răspunse Cubuleț. Pe partea din fața a cutiuței e un emițător de unde radio. Dacă apare un obstacol, de exemplu, o frânghie sau o sârmă întinsă de-a curmezișul trotuarului, undele radio se lovesc de obstacol și se întorc înapoi. Între cornițele de pe caschetă e întinsă o antenă în spirală. Antena receptează undele radio reflectate de obstacol, acestea se transformă în oscilații electrice care ajung în căști și se transformă la rândul lor în semnale sonore. Simplu și comod, nu? Cum apare în fața obstacolul, în aceeași secundă auzi semnalul de pericol. Instalația radar e utilă în special seara și noaptea, când n-ai cum să vezi frânghia întinsă de-a curmezișul trotuarului sau cine știe ce alt obstacol. Dar emițătorul din spate, la ce-i bun? Întrebă habar n-am. Cum la ce-i bun? E cel mai important, exclamă Cubuleț. Emițătorul ăsta trimite semnale radio în spate. Cum apare în spate un vânturatic care să-ți dea un ghiont, un pumn după ceafă sau să te stropească cu apă,
Imediat auzi semnalul. Ia încearcă-l. Cubuleț își scoase cascheta, căștile și cutiuțele și le puse lui Habarnam. Se dădu într-o parte, întinse mâna spre amițătorul din față și spuse: imaginează-ți că în fața ta a apărut un obstacol. Ce auzi? Aud ceva ca un țiuit, răspunse Habarnam. Exact. Auzi semnale sonore de înaltă frecvență care se repetă. Bi, 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 acum mă furișez în spatele tău. Ce auzi? Aha, strigă Habarnam, iar țiuie, acum ceva mai gros. Bu, 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 bravo. Acum ai auzit semnale sonore de joasă frecvență. Asta ai făcut ca să știi dacă primejdia vine din față sau din spate. Când auzi bi, 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 înseamnă că trebuie să fii atent în față. Iar când auzi bu, 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 înseamnă că trebuie să te întorci repede. Aparatul o interesă și pe țintișoara. Acesta trecut de la Habarnam la ea și de la ea la Pestrițu, care ascultă îndelung și foarte concentrat semnalele, după care spuse: și ce dacă țiuie? Nu-i nimic de mirare aici. Pot și eu să țiui. Altceva e de mirare. De unde știe el când să facă bi, bi, bi și când bu, bu, bu? Se înțelege de la sine, răspunse Cubuleț și o luă de la capăt cu explicațiile. În timp ce explica, se auzi o nouă bătaie în ușă. Ușa se deschise și își făcură cu greu intrarea în cameră două făpturi mici și umflate. Aveau pe ele un fel de paltoane ca niște butoiașe, cu mânecile atârnând țepene, iar pe cap aveau un fel de căciul verzi rotunde, cum sunt căștile de scafandru. Habarnam se uită mai atent la noi veniți cu înfățișare atât de stranie și recunoscu pe Firicel și Bibanu. Ah, Firicel și Bibanu, voi sunteți, strigă el bucuros. Ce cu voi de v-ați gătit așa? Sunt noile costume și căști pneumatice cauciucate, dacă mă pot exprima așa, pe care le produce fabrica noastră. Încearcă să mă lovești, iertați-mi expresia, în cap, spuse Bibanu, întinzându-i lui Habarnam bastonul pe care îl ținea în mână. De ce să te lovesc în cap cu bastonul? Întrebă el mirat. Lovește, nu-ți fie frică. Habarnam ridică din numer nedumerit, luă bastonul și-l lovi ușurel pe Bibanu. Dă mai tare, cu toată puterea, dacă pot să mă exprim așa, strigă Bibanu. Habarnam se opinti și lovi mai tare. Bastonul ricoșă de parcă ar fi lovit un cauciuc de mașină bine umflat. Ai văzut? Nu mă doare deloc, strigă Bibanu, râzând în gura mare. Acum lovește-mă pe spinare. Vezi? Nu doare deloc, strigă triumfător Bibanu. Pot să cad și nu mă lovesc. Își făcu vânt, se aruncă pe podea și imediat sări în picioare ca o minge de cauciuc. La ce-i bun costumul ăsta? Întrebă nedumerit Habarnam. Parcă n-ai ști, ca să mă apăr de prichindeii vânturatici, răspunse Bibanu. Numai să încerce vreun vânturatic să-mi dea un ghiont, un pumn după ceafă, să încerce chiar să mă ude, nu mi-e frică deloc. Arăți urât în costumul ăsta, spuse țintișoara. E urât pentru că nu-i la modă, răspunse Bibanu. Când o să fie la modă, iertați-mi expresia, toți o să spună că e frumos. Multe magazine au deja haine și căciuli dintr-astea. Or fi în magazine, dar pe stradă n-am văzut încă haine dintr-astea urâte, spuse țintișoara. Nu-i nimic, o să le vezi în curând, spuse Firicel. Acușor a cerut în mod expres să ne îmbrăcăm cu hainele astea și să ne plimbăm prin oraș. Azi umblăm prin oraș, iar mâine aleargă toți la magazin ca să se îmbrace cu așa ceva. Recurgem mereu la șiretlicul ăsta când scoatem pe piață un model nou de îmbrăcăminte. Firicel și Bibanu plecară să se plimbe pe străzi, iar Cubuleț spuse: uite unde ne-au adus vânturaticii ăștia. E mai bine să mergi cu radarul decât cu hainele astea umflate, părerea mea, e mult mai elegant. Iar se auzi o bătaie în ușă și în cameră intră inginerul Nit. Când îl văzură cum arată, exclamară în cor: ah, capul era bandajat tot. La coate și la genunchi avea pansamente albe, pe gât și pe bărbie erau lipiți plasturi. Ce-i cu dumneata? Întrebă speriată țintișoara. Ai avut un accident de mașină? Da, adică nu. Mai exact, da, răspunse Nit, țopăind în loc de nerăbdare. Un vânturatic
s-a găsit să-mi deșurubeze noaptea una dintre cizmele de la roata mașinii. Dimineața n-am observat nimic, m-am suit în mașină și am plecat. Când automobilul a luat viteză, a trebuit să fac un salt. Dacă toate cele patru cizme erau la locul lor, nu se întâmpla nimic îngrozitor, dar cum lipsea o cizmă, bătaia în pământ a fost slabă, mașina s-a răsucit în aer, am zburat din ea și m-am lovit de carosabil. A fost de groază. Uitați-vă, m-am lovit la cap, la bărbie, uitați genunchii, coatele. Uite ce au ajuns să facă vânturaticii ăștia, spuse Cubuleț plin de compătimire. Pe mine m-au dat cu apă, lui au deșurubat cizma. Pur și simplu, n-ai cum să scap de ei, continuă Nit. Înainte puteai să-ți lași liniștit mașina pe stradă. Acum te pomenești că îți deșurubează ceva la ea sau că ți-o umflă cu totul. Cum adică ți-o umflă? Întrebă nedumerit Habarnam. Pleacă cu ea și gata. E teribil. Nu înțeleg, poliția nu-i vede? I-aș băga la arest pe toți vânturaticii ăștia. Cum se nimerește vreunul în pantalon galben, hop cu el la răcitor, să stea acolo până se îndreaptă. Nu merge chiar așa, protestă Cubuleț. Uite, Habarnam are și el pantalon galben, de ce să-l bage la arest? Habarnam are pantalon normal, spuse Nit. Ai prichindeilor vânturatici sunt largi și versui, nu galbeni. Prostii, spuse Cubuleț cu aerul că știe el ce știe. Orice prichindel poate să se îmbrace cu pantaloni galbeni sau verzi. Nimeni nu devine prichindel vânturatic din cauza asta. Dacă vreți să știți, acum nu mai poți să deosebești un vânturatic de un prichindel cum se cade. Prichindelul vânturatic se îmbracă la fel ca noi toți, dar în același timp se obrăznicește, începe să fie necuvincios fără să ne dăm seama, iar dacă nu se obrăznicește, minte sau înșală, promite marea cu sarea și nu-și ține promisiunea. Eu, de exemplu, le-am promis lui Habarnam, Țintișoare și lui Pestrițu că le arăt casa arhitectului Pepenaș și nu le-am arătat-o nici până acum. Înseamnă că, deși n-am pantalon galben, sunt un vânturatic? Nu știu, e de văzut. Pentru că Nit și Cubuleț începură să se certe în legătură cu cine trebuie considerat vânturatic și cine nu, Habarnam le spuse. Nu vă mai certați, prieteni, în curând n-o să mai fie nici urmă de vânturatic. Cum n-o să mai fie? Se miră Nit. Foarte simplu, o să fie ca înainte, o să vedeți. E, spuse disprețuitor Nit, se vede treaba că ai citit articolul profesorului Guangă, prostii. N-am să cred niciodată că măgarii se pot transforma în prichindei. Știința n-a ajuns până aici. Apropo, bine că mi-ați amintit de știință. Mergem chiar acum în orășelul științei să vă fac cunoștință cu două prichinduțe savante, Cercelușa și Scrumbiuța. Cercelușa este reputata noastră profesoară de cosmografie care a inventat soarele de iarnă. Înțelegeți cum vine asta? Facem încă un soare și dăm drumul iarna pe cer ca să fie cald ca vara. Cum arată soarele ăsta? Se interesă Habarnam. O să vă dea ea toate explicațiile. Scrumbiuța a inventat racheta cu care se pregătește să zboare pe lună. O să o vedeți? Au început deja să o construiască. Dacă o să-i fiți pe plac, o să vă îndrăgească și o să vă ia cu ea pe lună. Asta mai lipsea, se revoltă Cubuleț. Azi merg cu mine pe stradă, pe strada creației, de mult le-am promis că le arăt casa lui Pepenaș. Mare nevoie au ei de Pepenaș al tău. Interesează știința, nu Pepenașul tău, zise Nit. De pomană vă certați, spuse Țintișoara, nu putem merge nici cu unul, nici cu altul, pentru că trebuie să ajungem la grădina zoologică. Minunat, s-a nimerit bine, se bucură Cubuleț. Întâi vedeți casa, pe urmă la grădina zoologică e alături. Vă rog, imploră el, mi-ați promis. Ce să facem? Am promis, e adevărat, spuse Țintișoara. Mergem dacă e chiar alături. Alături, alături, n-aveți grijă, îi asigură Nit, sărind de pe scaun. Mergem împreună, vă duc cu mașina mea. Peste 2-3 minute erau cu toții în stradă. Pestrițu se uită la mașina lui Nit, se uită chiorâș la stăpânul ei, înfășurat tot în bandaje și spuse... Nu se face să mergem cu mașina asta, sare ca puricele, una, două se răstoarnă. N-am chef să merg bandajat din cap până în picioare ca viermele de mătase. Fii fără grijă, răspunse Nit,
Mașina mea nu mai poate să sară. De vreme ce mi-au șterpelit o cizmă, a trebuit să le desfac și pe celelalte trei. Pestițul se liniști, dar din precauție se așeză în spate lângă Habarnam și țintișoara, iar Cubuleț se așeză în față lângă Nit. Nit porni mașina direct în viteza a patra, cum era obiceiul. Și aceasta goni nebunește, de li se tăie tuturor răsuflarea. Cubuleț văzu stele verzi, mult timp nu-și dădu seama că nu merg în direcția bună. Când își reveni, se uită în jur și spuse, ascultă Nit, unde mergem? Cum unde? Unde trebuie? Unde trebuie după tine? La orășelul științei. Ce? Începu să țipe Cubuleț. Asta e neobrăzare. A fost vorba că mergem pe strada creației. Întoarce imediat. De ce să întorc dacă suntem acolo? Îți spun să întorci. Cubuleț se agăță cu mâinile de volan și încercă să întoarcă mașina, dar Nit nu-l lăsă. Automobilul începu să descrie zigzaguri pe carosabil, zbură pe trotuar și s-ar fi înfipt cu siguranță în chioșcul de ziare dacă Nic n-ar fi reușit să frâneze la timp. Automobilul se opri atât de brusc că era cât pe ce să-și rupă toți nasurile. Cubuleț și Nic se uitară un timp buimăciți unul la altul, Cubuleț lăsă în sfârșit volanul din mână și spuse „Scuză-mă, Nic, nu trebuia să mă agăți de volan, puteam să ne facem praf." Nu, eu trebuie să-ți cer scuze," îi răspunse Nit, și voi, prieteni, să mă scuzați. Am vrut să fiu și reci și să vă duc unde trebuie. Am ținut mult să vă arăt orășelul științei." Nu-i nimic," spuse Habarnam, nu o să ne scoatem acum ochii unul altuia, să o luăm încetişor înapoi." Nit porni motorul, întoarse mașina și porni ușurel înapoi. Lăsă capul în jos de rușine și oftă atât de tare, încât lui Habarnam se făcu milă de el, ca să-l abată de la gândurile negre, spuse, e interesant de știut cu ce merge motorul, cu apă gazoasă sau poate cu energie atomică? Nici cu apă gazoasă, nici cu energie atomică, ci cu bioplastmasă, răspunse Nit. Ce e aia bioplastmasă? Întrebă Habarnam. Bioplastmasa este un fel de masă plastică vie. De fapt, nu e vie, bineînțeles, dar dacă faci din ea o bară și treci prin ea curent electric, atunci bara face ca și cum ar zvâcni și s-ar scurta, adică se contractă, se face mai scurtă, așa, ca mușchii. Pot să vă arăt dacă vă interesează. Da, da, răspunse Habarnam, ne interesează foarte mult. Nit opri mașina, luă cheia franceză și desfăcu câteva șuruburi, apoi el și Cubuleț apucară cu mâinile carcasa mașinii, unul din față, celălalt din spate, și o scoaseră de pe roți. Înăuntru se puteau vedea șasiul și axul, care pune în mișcare roțile. Uitați-vă, spuse Nit, pe ax e atașată o bară din bioplastmasă. Când intră curentul electric, bara se scurtează, trage axul spre ea și roțile fac o jumătate de rotație, iar cum se oprește curentul electric, bara se lungește, împingând axul care forțează roțile să facă jumătatea cealaltă de rotație. Așa se face că mașina merge. Este necesar să fie însă mereu întrerupt curentul electric. Lucrul ăsta îl face bara din bioplastmasă. Trebuie doar ca bara să pornească și să oprească singură curentul de fiecare dată când se scurtează și când revine apoi la lungimea ei. O mulțime de prichindei se adunară imediat în jurul mașinii demontate. Toți se uitau curioși să vadă cum e construită. De unde vine curentul? Întrebă Habarnam. De la o baterie micuță. Nit se apropie de caroserie și arătă o baterie micuță ca bateria de buzunar. Bateria asta cât un purice poate să miște un automobil? Se miră Habarnam. N-ai înțeles nimic? N-ați înțeles nimic? Începu să explice lui Habarnam unul dintre prichindeii oprit să caște gura. Curentul de la baterie nu face decât să încarce bara cu energie electrică, adică să o facă să se contracte. Nu energia de la baterie pune în mișcare mașina, ci energia acumulată în bioplastmasă. În multe fabrici de la noi, bioplastmasa pune în mișcare strunguri și tot felul de alte mașini. Curentul de la o baterie micuță e suficient ca să facă să funcționeze o fabrică întreagă. De unde se ia bioplastmasa? Întrebă țintișoara.
Din orice baltă în care se acumulează energia soarelui, așa cum se acumulează în copaci și în general în toate plantele. Când curentul electric trece prin bioplastmasă, energia soarelui acumulată în ea se transformă în energie mecanică. Ascultă, Nit, spuse pestrițul, care până în clipa aceea nu făcu nimic altceva decât să cerceteze cu atenție mecanismul mașinii. Mă tot uit și nu văd unde-i motorul. Se poate să nu aibă motor? Firește că nu se poate, răspunse Nit. Bara asta din bioplastmasă este chiar motorul mașinii. Dacă e așa, nu-i nimic de mirare, spuse pestrițul. Dacă ar fi pe dos, adică dacă mașina ar merge fără motor, abia atunci ar fi de mirare. Toți din jur începură să râdă. Mulțimea se tot aduna, veneau mereu alți trecători. Unul dintre ei întrebă, ce se întâmplă aici? Accident? Întreba altul. Al treilea auzi cuvântul accident și începu să țipe. Accident, fraților! Ia uitați, fraților, cum au lovit mașina, începu să strige al patrulea. Carcasa aruncată cât colo, doar roțile au rămas. Uitați-vă la șofer, cum l-au schilodit. E tot bandajat, spuse cineva arătându-l pe Nit. Îndată ce se răspândi zvonul despre accident, mulțimea se făcu de două ori mai mare. Nit văzu că lucrurile iau o întorsătură nedorită și hotărâ să plece cât mai repede. Cubuleț îl ajută să fixeze carcasa, se suiră toți în mașină, Nit apăsă pe pedală, dar mașina nu se știe de ce, nu porni. Asta-i bună, bombăni el agitându-se și apăsând pedala, n-are curent, nu știu de ce. Ah, a dispărut bateria, te pomenești că a luat-o careva. O fi căzut pe undeva, spuse Cubuleț. Ieșiră toți din mașină și se apucară să o caute. Aici a fost acum o clipă, spuse agitat Nit. V-am arătat-o, țineți minte. Între timp, mulțimea umplu strada, circulația se blocă, un polițist călare pe o motocicletă cu șenile își croi drum cu greu până la mașină. Ce s-a întâmplat? Începu să strige enervat. De ce adunați la un loc atâta lume în jurul vostru? Nimeni nu-i adună, se răsti Nit. De ce nu plecați? Așezați-vă la volan și încercați să porniți mașina fără baterie, glumi Nit. Se întoarse spre mulțime și începu să strige. Fraților, poate cineva a scos din greșeală bateria și a vărât-o în buzunar. Se auziră râsete din mulțime. Polițistul dădu din cap dezaprobator și îi spuse lui Nit. Dumneata, dragă, după cum arăți, ar trebui să fii la spital, nu să hoinărești liber. La care Nit răspunse, nu mai spune, știi că ai haz? Gata, spuse polițistul, ia loc în mașină, te duc la poliție. Ne lămurim noi acolo cine are haz și cine nu are, nu-i voie să adun lumea aici. Cubuleț se apropie de habarnam și spuse, voi mergeți la grădina zoologică, luați autobuzul sau taxiul, eu merg cu Nit la poliție să lămuresc lucrurile. Mă tem că fără mine Nit nu-și ține gura. Nu-i plac polițiștii, nu știu de ce. Nici Cubuleț se suiră în mașină. Polițistul trase motocicleta în fața mașinii, o legă de ea și duse mașina remorcată la poliție.